Domnilor, Alina, cum vi s-a părut? Mă bucur că ați ieșit din zona de confort și ați făcut ceva nou și mi-a plăcut, chiar am savurat fiecare moment și am fost foarte atentă și îmi place că ați venit cu ceva nou și v-ați jucat, v-ați distrat. Da. Dar a fost frumos, a fost foarte plăcut pentru Dar noi. Dar fiți atenți, Pepe, între talentul muzical al echipei și între curajul... Eu punctez pachetul complet și emoția totodată. Mă interesează cine m-a ținut cu sufletul la gură, cine m-a uimit. Bravo, asta e întrebarea. Cine m-a ținut cu sufletul la gură, cine m-a uimit? Uite, pentru că m-a uimit și doamna Maria, tot pachetul a fost interesant, ia uite mă, cântă și culmea. Și a ales și de piesă de la Rubi, adică cu pe Maxi. Da. A dat la canapea direct. Da, mă, pe atac. A dat direct acolo pe canapea, adică băi, ce faci tu, eu pot să fac, cam așa a tratat. Adică ce vrei să spui, Pepe, eu vreau să văd steluța ta. Fiți atenți, Pepe, ascultați, Marina, ăla care, echipa care adune cele mai multe stele verzi, e cafteală pe stele verzi, se duce în finala serii. Super premiu. Ok, începem cu mine? Super premiu. Aolo, tare, le-ai zis de premiu? Există un premiu în finala serii. Nu, dar le-ai zis? Nu. Nu le zice. Și nu le zice. Da, e premiu în finala serii. Și noi da, care e Aolo, băi, sunteți nebuni, verde. Stai, mă, trebuie să rămâi în joc ca să câștigi. Păi da, aia zic. Super premiu în finala serii. Bă, Rubino, dacă tu afli care-i premiu, Rubino... Verde. Deci finala serii premiu. Hai să începem. Primele steluțe. Gata, votăm. Maria Dragomiru și Mario, primele voturi, primele steluțe pentru echipa asta. Ia să vedem. O singură echipă merge în finala serii, echipa care adună cele mai multe steluțe verzi. Mi-a plăcut ce am văzut acolo. Mi-a plăcut că doamna Maria Dragomiru a luat și câteva mișcări de la Ruby de videoclip. Așa orienta, le știi ce zic? Votați deodată. Am galerie, nevoie de galerie. Rubi. Postul fantastic al românilor. Atenție. Și Maria Dragomiru. Pentru echipa, deci okay. Steluțele astea sunt pentru echipa Mario Maria. Folcloriștii. Folcloriștii, spune Gelu. Îmi cer scuze că vă întreb. Acum vine votul. Cele verzi pentru cine sunt și cele roșii. Eu nu știam, credeam că ei nu pot să mai dea verde. Doamna Maria am votat acum și am înțeles că la noi, care va zică? Îl avem pe Muroșanu aici, dacă nu o să vedeți numai stele verzi, oricum aveți grijă, da? Dar lasă că spune mie ce, fii atent, e ură de rasă. E indiancă și ăla e evreu. Uite-te la ei. Ura de rasă. De ce roșu, ce rebel? Stați, mă, să explici omul. Ăsta e juriu trimis de Trump. Stați, mă, să explici omul. Să nu se teoache. Așa. Roșu pentru Mario și verde pentru doamna Maria. Mario pentru că ai făcut o parte de rap și îmi pare foarte rău, dar n-am înțeles textul. Ți-am spus și data trecută să fii atent când faci treaba asta. Bă, pretenție. Și atunci, aceste echipe mi-a ieșit în media, echipe mi-a ieșit roșu. Peste alta roșu. Am apreciat ambele echipe, fiecare a făcut și a putut, doamna Maria, tot respectul. Adică nu-mi vine să cred nici acum că... Nu vine să cred nici acum că a făcut treaba asta, incredibil. Wow, a fost și Mario trebuia să te axezi. Nu vine să cred că ți-am zis data trecută și... Eu argumentez roșu meu prin simplu fapt că am făcut comparație între cât de dificil a fost lui Rubi și... Ai votat la grupul de respect, ai comparativ. Eu am comparativ până la urmă. Păi nu, dar asta e adevărul. Păi stai mă, Pepe. Era să cadă. Pepe, tu ai dat verde lui Rubi înseamnă. Nu știu sigur. Că era să cadă în cap și Rubi că nu e și perfect. Nu contează, prindeam eu. Hai că vedem, da. Hai că vedem acum. Deci avem două verzi și două roșii pentru Maria și Mario. Rubi, pe tine te saldează și te duci în finala serii dacă ai trei verzi. Auzi? Nu mă mai să țineți cont. Dacă ai trei steluțe, trei verzi, te aruncă în finala serii. Fii atent. Trei verzi și în finala serii. Vino aici, pe la mine ce fac, te rog frumos. Vine moro! Avem un singur finalist. Juriul ar face bine să se pună cu burta pe steluțele verzi, pentru că e regele cu mine și... foarte puternic. Nu e ca și cum eu n-aș fi, adică sunt pregătită să le sar la gât dacă văd acolo un pic de roșu măcar. Vă rog frumos.
verde pe linie să fie pentru Denisa și pentru mine. Pentru final, hai tu aici! Din ăsta o să avem un singur finalist. Denisa! Vino aici, vino aici, Denisa! Băi, nu trebuia să... Vino aici, vino aici! Nu trebuia să-i spuneți un rubic, există premiu și pentru ei, că ia uite-o! Uite acolo ce ai! Băi, tale! 1, 2, 3! Băi, iar... Băi, tu iar plângi! De ce plângi? Pentru că nu se aștepta ca în echipă cu tine să luați 4 verzi de astea. Bravo! Da, mă, Denisa e demotivă și ea a început să și plângă la final, după ce a primit verde. Adică nu sunt conștienți de potențialul lor sau probabil sunt speriați de duritatea concursului. E o ediție specială astăzi, nu-i concursul în sine. Adică ar trebui să fie puțin mai relaxată, dar mie îmi convine că ia în serios fiecare apariție TV și asta înseamnă emoție, pregătire, seriozitate. Denisa e un copil foarte, foarte mișto. Denisa chiar a plâns de fericire pentru că pentru ea asta a fost o altă probă câștigată la un concurs unde ea merge să arate oamenilor ce îi place să facă și ce muncește, la ce muncește foarte mult. Și pentru ea este o victorie, indiferent că este în joc.